Seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este vicepreședintele partidului nostru, domnul Ian Cașu. Domnule Cașu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și eu vă mulțumesc sincer pentru invitație. Domnule Cașu, haideți să începem emisiunea prin a discuta despre ultimul eveniment ce ține de la Comisia Electorală Centrală, care a doua oară a interzis înregistrarea grupului de inițiativă a celor care vor interzicerea sau anularea votului mixt. Formațiunea condusă și de către dumneavoastră s-a implicat foarte activ pentru a susține inclusiv acest grup de inițiativă, dar și pentru a convinge CEC-ul să accepte. Nu s-a reușit. Dar care este problema pentru partidul nostru, acest vot mixt? Deci, vă este frică? Nu este doar pentru partidul nostru. Votul mixt este o problemă pentru societatea moldovenească, este o problemă pentru ceea ce a rămas din democrația electorală, pentru că votul mixt omoară și distruge ce mai avem noi din democrația electorală. Pentru că votul mixt înseamnă, în primul și în primul rând, corupția politică și posibilități excelente pentru statul capturat să rămână la putere prin instrumente și metode antidemocratice, ilegale și așa mai departe. Asta este problema. Regulile de joc electoral au fost schimbate de Plahotniuc cu ajutorul lui Dodon în Republica Moldova, nu pentru ca să aprofundăm democrația, ca să asanăm sănătatea democrației moldovenești ce a mai rămas din ea, dar pur și simplu cu un singur scop, ca Plahotniuc și partidul său să se perpetueze la putere. Deci această modificare a sistemului electoral nu are nimic cu drepturile cetățenului, cu democrație, cu drepturile omului, doar urmărește un singur scop, rămânerea la putere a partidului lui Plahotniuc. Atât. Iată și problema. Nu este doar o problemă, încă o dată, a partidului nostru, a lui Cașu sau a lui Renato Usatăi. Deci este un sistem electoral care distruge, omoară, gâtuie ce a mai rămas din democrația electorală în Republica Moldova. Și sunt îngrijorări profunde. Cred că în emisiunea noastră și la acest post de televiziune s-a vorbit foarte, foarte mult despre acel aviz negativ al Comisiei de la Veneția, unde în paragraful de concluzie se spune clar, cu majuscule, N-U, sau în engleză N-O-T, nu recomandăm implementarea acestui sistem în condițiile actuale ale Republicii Moldova. De aceea și a fost această inițiativă de două ori, partidul nostru, ca cetățeni, bineînțeles, am susținut și dacă vreți să mai discutăm ce s-a întâmplat în incinta acelei socot pseudo-instituții de stat, pentru că este o instituție capturată de GBC, Comisia Electorală Centrală, eu cu plăcere pot să vă dau și detalii foarte interesante despre ce s-a petrecut, cred că alaltă ieri a fost, pe 12, da, suntem în 14. Argumentele celor de la CEC au sunat foarte bine la TV. Nu, știți cum? Cei care reprezentau regimul în Comisia Electorală Centrală, apropo, întâi să-i menționăm pe cei care, în opinia mea, erau de partea poporului, de partea democrației cetățenești, domnul Gafton, domnul Șarban și Sergiu Gurduza. În rest, cei șase se vedea această legătură fantastică de unitate. Era omul lui Dodon, Vadim Filipov și restul sunt toți a lui Plahotniuc. Deci este strigător la cer și este o practică pe care ar implementa-o ministrul hitlerist al propagandei Joseph Goebbels. Atunci când invoci, fiți atent, bunele practici ale Comisiei de la Veneția, idealurile democrației susținute de Consiliul Europei și alte instituții internaționale pentru a justifica o fără de lege, o crimă împotriva democrației moldovenești. Ceea ce m-a îngrijorat mine foarte tare este următorul argument al celor care reprezintă GBC-ul, Alina Rusu, Iuriu Ciocan și alții, că fiți atent. Deci, poporul își alege reprezentanții săi odată la 4 ani. Mai mult, în acest răstimp, fiți atent, ei nu pot să schimbe nimic. Poporul îi alege,
Și dacă continuă această logică nazistă, este că ăștia fac ce vor. Deci, ceea ce a făcut Alina Rusu și colegii care au respins această inițiativă este că au substituit Constituția, dar și mai grav, au spus următorul lucru. Poporul nu are dreptul la democrație. Eu mi-amintesc acest gând și această idee extrem de periculoasă pentru dezvoltarea democratică a Moldovei în prima jumătate a lui 2017, atunci când GBC-ul și Partidul Democrat foarte agresiv promovau votul, nu votul mix, dar votul uninominal. Acolo ideea de bază era bag scot deputatul meu. Și îmi amintesc că erau câțiva sfetnici plătiți de... Suna mai frumos decât ați spus dumneavoastră. Dar nu știu dacă mă pot exprima folcloric în emisiunea noastră, dar la nivel de cetățean simplu, oamenii așa au perceput. Votez și pe urmă îl rechem atunci când vreau, dacă deputatul nu-mi place. Asta era ideea. Însă atunci erau, țin minte, niște sfetnici ai GBC-ului de la București care promovau ideea asta, domnule, cetățenii într-o democrație veritabil, în ghilimele, deci votează odată la 4 ani cetățenii, iar pe urmă, cei aleși fac ce vor. Și este, mi se pare, o idee extrem de periculoasă, mai ales pentru o democrație incipientă și fragedă, cum este... Incipientă și fragedă de 27 de ani deja. Din păcate, da, pentru că știți cum democrația se bazează pe, în primul și în primul rând, pe și drepturile omului, pe statul de drept. Și sunt acele instituții puternice care aplică și implementează aceste valori. Din păcate, dacă nu ai stat de drept, noi avem stat capturat. Conceptul ăsta descris cu brio de Jagland în 2015 în The New York Times, el rămâne foarte și foarte actual în contextul politic al Republicii Moldova. Atunci, oricare sistem electoral nu l-ai implementa cu liste deschise, cu liste închise, sistem majoritar, 50-50, nu știu, reprezentativ, oricum, dacă nu există stat de drept să implementeze acest sistem, atunci nu putem vorbi despre alegeri libere, corecte, continuați noastre calificativele. După acest anunț al CEC-ului, după această decizie a Comisiei Electorale Centrale, ați mai discutat cu membrii grupului de inițiativă? Ei se autodisfințează, renunță? Atât a fost să fie. Eu nu am discutat, eu am fost prezent împreună cu membrii grupului, am fost prezent în sală. Este strigător la cer că, încă o dată, CECU a substituit Constituția, a furat într-un mod grosolan dreptul cetățenilor de a guverna, pentru că poporul, conform articolului 2, este suveran și poate exercita puterea de sine stătători sau prin reprezentanții săi. Asta spune Constituția. Însă justificarea celor de la Comisia Electorală Centrală este pur și simplu ridicolă. Eu înțeleg aspectul politic al interzicerii sau neînregistrării acestui grup, pentru că ei se tem de orice mișcare politică, eu vorbesc de regimul GBC, orice mișcare politică necontrolată 100%. În opinia mea, eu cred că ar fi trebuit CECU să permită cel puțin reprezentanții acestui grup să înceapă a colecta semnături. Mă rog, poate... Și blochezi după. Dar da, grupul așa, în neduși din fașă. În opinia dumneavoastră, acest grup de inițiativă, acum ce ar urma? Ce ar trebui să facă? Eu n-am discutat... A treia tentativă? Nu, ascultați. Deci, că își bat joc. Foarte interesant lucru, vreau să-l remarc. Săptămâna trecută a fost adjunctul secretarului de stat american în Moldova, Bridget Brink. Și iată, imediat după ce a plecat doamna Brink, s-a întâmplat această lovitură de surginte nord-coreeană asupra democrației moldovenești. Eu, de exemplu, așteptam ieri, toată ziua am așteptat să văd o reacție publică din partea Ambasadei Statelor Unite sau a Delegației Uniunii Europene. Nici azi nu a fost. Nici azi nu a fost și este regretabil, pentru că ceea ce s-a făcut este extrem, extrem de grav. Dacă noi continuăm să vorbim despre dezvoltarea democratică a țării, statul de drept, drepturile omului, ceea ce a făcut cecul lui Plahotniuc este extrem, extrem, este foarte grav. Domnule Cașu, dacă partenerii de dezvoltare, cum ar fi americanii și Bruxelles, nu reacționează în niciun fel, nu credeți că exagerați când ziceți că
acțiunile guvernării sunt naziste, nordcoreene. Eu nu cred că exagerez, pentru că dacă, de exemplu, partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova într-adevăr pun valoare pe democrație funcțională, drepturile omului și statul de drept, acum, atunci eu cred că imediat ar fi urmat o reacție publică de îngrijorare, cel puțin. Pentru că aici vorbim de un derapaj enorm. Eu, în baza articolului 32 din Constituția Republicii Moldova, domnul Gonța, am dreptul să dau anumite calificări acțiunilor acestei guvernări, acțiunilor puterii. Și dacă spun că, de exemplu, în sala Comisiei Electorale Centrale, pe 12 martie, după masă, era un iz puternic de dictatură nord-coreană, atunci eu asta am în vedere și asta cred că era. Dacă spun că aveau apucături, este ok să folosesc cuvântul ăsta, ghiobeliste, Alina Rusu sau alții care o susțineau în Comisia Electorală Centrală, atunci eu pot să justific chestia asta, pentru că, iată, un exemplu, regimul a adus forțe de ordine în exces, atât în formă cât și pe civil. Sediul CEC-ului era tixit cu colaboratori de poliție îmbrăcați în civil, chiar și loja pentru presă, în afară de polițiștii care filmau cu camere de luat vedere, deși mi se pare absolut ilogic, poți privești la, vezi la privesc eu tot. Nu, ei mai dublează cu câteva camere. Deci, în sensul ăsta, să spui Alina Rusu de la telefon, de la microfon, sus și tare, că forțele de ordine în exces au fost chemate de protestatari. Deci, asta este o manipulare de sorginte ghiobelistă, în opinia mea, și nici să nu clipești. Deci, să o spui cu ochii larg deschiși, este sub orice calificare. În opinia mea, ca cetățean prezent în sală și care am monitorizat foarte atent modul în care și-au bătut joc de acești cetățeni. Una din reacțiile care a urmat după anunțul deciziei CEC-ului a fost a domnului Renato Usat, liderul formațiunii dumneavoastră. El a propus boicotarea acestui scrutin parlamentar programat pentru toamnă sau începutul iernii de către partidele de opoziție. Asta a fost așa o reacție emotivă sau voi la partid acolo chiar examinați? Pentru că ați văzut că lipsă de reacție a partidului. Bine, nu este, eu nu vă pot spun cu toată sinceritatea că nu a fost o reacție emotivă, a fost o reacție bazată pe realitatea. În situația în care regimul a respins unica modalitate democratică și legală de a anula acest sistem electoral prin referendum popular și ținând cont că suntem în realitățile, trăim în realitățile politice ale unui stat captiv, a unui stat capturat, atunci evident că regulile de joc nu sunt egale pentru toți participanții la un eventual scrutin. În această situație, bineînțeles, neemotiv, dar o propunere în viziunea noastră foarte și foarte realistă, numai că ea depinde de un singur factor care, corect ați observat, nu este unul funcțional în politica moldovenească, solidaritatea partinică. Deci, evident că această propunere a lui Renato Usate, a partidului nostru, are șanse de izbândă dacă cele mai semnificative forțe de opoziție vor boicota acest scrutin. Pentru că regulile electorale schimbate de Plahotniuc și Dodon, în lipsa statului de drept, cu instituțiile, cu justiția total controlată politic, este foarte clar că nu poți vorbi despre șanse și nici chiar observatorii, instituțiile internaționale nu pot da calificative alegeri libere, corecte și nu știu ce, unui astfel de scrutin. În această situație, în opinia noastră, boicotul este unica și cea mai rezonabilă soluție. Partidele politice, domnul Gonța, întotdeauna trebuie să genereze idei, propuneri,
Că se reacționează, nu se reacționează, deja este a horse of another color, este altă chestiune. Da? Dar important este să înțelegi contextul politic, să înțelegi situația politică și să vii cu propuneri. Niciun partid n-a zis da. Niciun. Eu v-am spus, v-am explicat că solidaritatea partidnică este cu totul altă chestiune. Important în acest context politic să vii cu o propunere, în opinia noastră, foarte și foarte fezabilă. Până la parlamentare mai avem un pic, așa că haideți să mergem la alegerile locale care ar urma să aibă loc la Chișinău pe 20 mai. Vă rog, domn Gonță. Da, apropo, faptul că CECO a anunțat că la 20 mai avem alegeri la Chișinău cât și la Bălți, asta nu înseamnă neapărat că ele vor avea loc, pentru că guvernul trebuie să găsească bani și să rectifice parlamentul bugetul. Din informațiile care le aveți voi la partid, există o astfel de opțiune undeva pe acolo că din lipsă de bani, oamenii buni, nu facem alegeri acum? Și le facem în 2019? Foarte interesant ați construit dumneavoastră întrebarea și comentariul, dar haideți să pornim de la faptul ce își declară capii și fruntașii Partidului Democrat, că ei construiesc un stat de drept. Da? Stat de drept înseamnă că faci exact ce stipulează legea. Legea spune foarte clar, rodul electoral, că avem alegeri noi în municipiile Chișinău și Bălți și în câteva alte localități. Eu nu pot să le numesc. Îți văd cinci acolo, da. Îți văd cinci, în Raionul Hâncești și nu știu unde. Deci, dacă respectăm 100% norma legală, atunci aceste alegeri obligatoriu trebuie să aibă loc, indiferent de faptul va găsi banii, nu dacă, dar cum va găsi banii guvernul Filip. Doi, indiferent de faptul dacă le place, nu le place, au candidați, nu au candidați. Deci este norma legală. Eu am auzit, deci am văzut astăzi niște comentarii în presă că un scenariu real este că aceste alegeri să nu aibă loc sau rezultatele lor să nu fie recunoscute de instanțele respective ale statului Republica Moldova. Deci, totul este posibil pentru că, iarăși, noi avem la putere un regim GBC-ist care, logica, în opinia mea, a căruia este terapie, șoc fără terapie. Este un concept în economia politică mondială, care îi aparține lui Joseph Balcerowski, a fost un ministru de finanțe al Poloniei la începutul anilor 90, care a restructurat și a introdus reforme în economia de stat a Poloniei și a pus-o pe făgașul economiei de piață, dar șocul sunt schimbări radicale, dar terapia sunt niște politici sociale de stat care ajută păturile vulnerabile să supraviețuiască. Da, asta este ideea lui Balcerowski. Însă la Plahotniuc este în primul rând șocul și câteodată nici terapia nu-i. Deci modul în care el acționează, eu te vă dau exemplu ca să fie foarte clar, cu mega candidatul credibil, în ghilimele, Marian Lupu, la prezidențiale, care era purtat cu autocarul de lux prin toate satele, cu drumurile pline de grope ale Moldovei și era speranța și făcea tot, transforma Moldova peste noapte într-o țară prosperă a doua Elveției și iată a fost scos cu o săptămână înainte de ziua primului tur de alegeri, oficial pentru candidatul de centru-dreapta, real pentru candidatul de centru-stânga. Și iată este șoc fără terapie, conceptul pe care eu îl aplic să explic acțiunile lui Vladimir Plahotniuc și dacă revenim la oile noastre, atunci același scenariu poate să fie aplicat și cu deznodământul ăsta cu alegerile locale. Deci eu cred că discuția asta vor fi, nu vor fi, mai rămâne valabilă cu referință la Chișinău și Bălți. Sperând că guvernul va găsi bani și Parlamentul astfel va rectifica bugetul și prin urmare se va respecta norma legală. Candidatul partidului nostru în Chișinău sunteți dumneavoastră, domnule Caș? Eu cu toată responsabilitatea vreau să vă comunic că la moment în partid sunt discuții aprinse de surginte democratică, pentru că
trebuie fără democrație partidnică nu se poate, domnul Gonța. Și la moment suntem la etapa de discuții, urmează să se convoace atât activul partidului nostru Chișinău, cât și Consiliul Politic Național și atunci oficial vom anunța candidatul partidului nostru la alegerile noastre. Se discută identificarea unui candidat din cadrul partidului? Sunt câteva persoane care le discutăm și la moment chiar oficial nu vă pot anunța, aș fi dorit eu, dar nu vă pot anunța candidatul partidului nostru. Dar noi intenționăm... sunteți și dumneavoastră, domnule Cașu? Vedeți cum sunteți dumneavoastră, tot scoateți și scoateți din mine. Eu sunt shortlisted, sunt în lista scurtă. Deci se discută și candidatura mea. Dar vă spun, este foarte corect pentru că într-un partid, deci trebuie respectate niște proceduri. Așa este corect în viziunea mea, pentru că știți, eu sunt omul echipei și nu pot altfel fără echipă. Cum e proverbul ăla moldovenesc? Eu nu prea țin minte. Ia spuneți-mi. Când nu mergi la aceeași apă cu ulciorul de două ori, sau vorba Nu se calcă în aceeași apă, în același râu de două ori. Așa. Dumneavoastră deja ați candidat odată la funcția de primar al capitalei. Da, nu tare de mult. N-a fost să fie. Deci sunteți gata să vă asumați să mergeți iarăși? Știți, pentru mine a fost o experiență extraordinară scrutinul din 2015. Deci, haideți să vă spun, eu am avut o pregătire teoretică despre administrație publică, pentru că la a doua universitate din Statele Unite chiar am luat cursuri foarte solide de administrație publică, buget și toate chestiile astea. Uh-huh. Deci, eu avem pregătirea teoretică pentru a mă implica în acest proces de gestionare și management a gospodăriei Urășănești. Ceea ce am obținut eu din 2015 septembrie, când am devenit consilier municipal, este o practică extrem de valoroasă. Da, muncesc mult. Este o practică extrem de valoroasă și eu vă spun, domnul Gonța, deci poți obține aptitudini, cunoștințe și deprinderi pe care nu le iai pe băncile universității sau la diferit training. Deci acum ați merge în campanie cu mult mai mare bagaj decât ați avut în 2015. Nu este doar bagajul de cunoștință. Deci este și contextul meu politic personal era cu totul altul în 2015, pentru că știți tragedia pe care a trecut partidul în noiembrie 2014. Eu am fost pe listă a partidului Patria, cu care concuram în alegerile parlamentare. Să fi fost în Parlament, există microfonul, da? Și există o platformă ca lumea, pur și simplu, domnul Gonța, să te cunoască. Deci, Ilean Cașu, 2015, mai-iunie, era un politician și o persoană publică și în 2018 eu sunt cu totul altul. Situația s-a schimbat radical datorită implicării mele intense, excesiv de intense, în activități cu caracter public și politic. Un handicap al nereușitei mele în 2015, deși eu, haideți să o spun direct, eram în primul tur, am ajuns pe locul 4 înaintea doamnei Babuc și domnului Urecheanu, care erau cu partide puternice, cu bugete astronomice comparativ cu mine și persoane foarte cunoscute, cu multă experiență în viața publică și politica moldovnească. Și atunci, bine, nu mă mulțumesc cu realizări mediocre, dar pentru că locul 4 nu poți să te lauzi cu locul 4 în alegeri. Dar totuși, implicându-mă în politică, începând cu septembrie 2004... Prima nu poți obține chiar tot. Aveți dreptate. Cum a spus dumneavoastră, mai sus decât Babuc și mai sus decât Urecheanu, asta e mult. Asta e bine. Eu am considerat că, bine, nu eu, dar persoanele care mă cunosc mă consolau că totuși este o realizare în situația în care, domn Gonța, eu mă duc la Vitanta și scriu demersuri că vreau să mă întâlnesc cu lucrătorii, da? Uh-huh. Și ajung acolo cu câțiva colegi și sala este goală și nimeni nu vine. Sau m-am dus la Regia Transport Electric și în genere m-au blocat ca să mă întâlnesc cu muncitorii. Eu cred că în 2018 situația este mult mai bună pentru mine.
poziția asta de deputat local, cum se mai spune, consilier municipal, este una foarte și foarte importantă și eu chiar o exploatez la maximum, făcând diferite, implicându-mă în varii proiecte, chiar și făcând-o pe primară, că am făcut și trotuare și drum am făcut deja și laptele l-am verificat la grădiniță și numai ce nu, și de trotuare și de gunoi m-am... Deci este cu tot o altă situație, în situația în care m-am implicat, mă implic, am un bagaj de cunoștință care eu cred că am și idei foarte și foarte importante cum aș schimba, că peste noapte nu faci din Chișinău Zürich, trebuie să recunoaștem. Dar nu trebuie să începi. Nu credeți că va fi o mare problemă pentru dumneavoastră în electorală, ținând cont de specificul electoratului din Chișinău? Da. Care este unul pro-european, ori șeful dumneavoastră de partid este pro-rus, ce e problema, domnul Gonța? Pro sau frații noștri români, așa. Or, șeful dumneavoastră de partid nu-i numește pe ăștia frații. Așa. Mai sunt legende că ar fi din FSB. Așa. Dacă trebuie, mai schimbăm la niște canale unde spune că e în general din Sonțăvskaya Mafia. Și tot așa mai departe. Asta în general, per total, nu credeți că vor fi o problemă pentru dumneavoastră electorală? Haideți, eu sunt omul care cred că lucrurile pot fi schimbate printr-un comportament responsabil și proactiv. Adică, iată, unii analiști, comentatori cu experiență spun, ei, ia că ajungem la alegerile în Chișinău și iarăși domină geopolitica, iarăși domină chestiuni lingvistice, identitare, și noi votăm în baza acestor trei criterii, dar pe urmă regretăm că persoana care am ales-o nu se pricepe nimic în gospodăria sau managementul urban, vorbind mai frumos, sau, mă rog, lucrurile, ceea ce am simțit eu, știți cum? Deci oamenii văd că cel care flutură drapelul geopolitic, prietenia cu Trump sau drujba cu Putin, oricum trebuie să priceapă cel puțin cum pui bordura la un trotuar. Asta e elementar. Asta dacă vorbim de primarul gospodar. Dar dacă vorbim despre rolul veritabil a unui primar modern, este capacitatea asta de a comunica în primul rând și de a organiza procesul de lucru într-o echipă. Și oamenii sunt diferiți și experiențele sunt diferite, dar prin autoritatea ta de a organiza procesul de muncă, de lucru în Chișinău, ca această gospodărie orășenească să funcționeze și, drept rezultat, chișinăuienii să aibă confort, plăcere, pentru că asta își doresc. Iarăși, dacă noi mergem pe filierele astea geopolitice, sperieturi cu Sonțăvskaya, cu tancul, cu jandarmul român, cu Uncle Sam, de exemplu, că vine Uncle Sam și nu știu ce face. Deci, eu întotdeauna le-am spus oamenilor că nici Angela Merkel și nici Donald Trump sau Vladimir Putin nu o să vină să ne curăță arborii din curte. Da? N-o să vină să... Și lucrul ăsta, în opinia mea, eu comunic foarte și foarte mult, fie transport public, piața centrală, parcuri, străzi, magazine, domnul Gonța. Deci, impresia mea este că oamenii înțeleg rostul alegerilor locale, rostul unei primării. Asta este impresia mea. Ea poate să fie una eronată, însă eu mă bazez nu pe comentariile de la Holding sau de la televiziunile lui Dodon, dar din comunicare. Asta pentru că pentru mine politica este primordial comunicarea cu oamenii și asta eu o fac cel mai bine. Și mă pricep, dacă vreți să fac în stilul Che Guevara un meeting la Piața Centrală, că m-am trezit cu ăștia de la SIS la fundul meu, la spatele meu. Eu chestia asta o fac și comunic cu oamenii și mie îmi place modelul ăsta foarte mult în politică, Bill Clinton, atunci când poți, prin capacități de comunicare, să convingi și un om simplu, da? Foarte, foarte simplu și președintele Academiei de Științe. Asta este, să poți să transmiți, să, nu știu dacă este corect să spun, să vinzi mesajul tău politic, ca fără caloș, lumânări, Jack Daniels contrafăcut, cum împărțău democrație la Sângera, sau borsetcă cu bani. Deci să poți convinge om, pentru că asta e și esența democrației electorale, domnul Gonța. Mulțumindu-vă pentru știrea lansată, eu vă propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnule Cașu. Dar nu vă temeți de contracandidatul Andrei Anastas, care a anunțat clar că el candidează orice ar fi. Orice va zice Maia Sandu, merge ea în campanie, nu merge deloc, merge reprezentantul ei. Bine. Și așa mai departe. Știți cum, dar nu este Andrei Anastasiu sperietoare în opinia mea. Bine, fiecare declară ce vrea. Eu, știți cum, vreau să dau, fac câțiva pași înapoi și să-mi amintesc de electorala din 2015 și mi-amintesc câțiva candidați care au ajuns la finish în spatele meu. Declarau sus și tare că vor deveni primare, vor lua primăria chiar din primul tur. Deci trebuie să fii foarte și foarte atent. Eu îl văd pe Andrei Năstase începând cu piețele, era alaltăieri la Ceucari, la piață, comunicarea asta. Eu, în calitate de consilier municipal, lucrul ăsta îl fac din septembrie 2015. Așa că asta fac, comunicarea cu chișinăuienii. Doi, eu sunt absolut pregătit pentru orice fel de dezbateri, iarăși și doresc ca să ne concentrăm pe managementul orașului, pe administrarea treburilor orășenești. O să piardă chișinăuienii dacă aceste alegeri iarăși se vor axa pe geopolitică, limbă și identitate. Da, Valeriu Munteanu. Valeriu Munteanu a fost anunțat ieri. Oficial ieri. Fiecare candidat are meritele sale și evident că iese la rampă și trâmbițează că eu sunt tare, mare și perfect. În cele din urmă știți cum oamenii te apreciază și eu cred că capacitatea asta de a comunica sincer, de a te pune în pielea oamenilor, de a avea capacitatea asta să înțelegi și să vezi problemele chișinăuianului cu ochii lui, a omului simplu. Asta este foarte important. Și oricât de... că interesant ați formulat, te temi de Năstase, de Valeriu Munteanu, dar important, știți cum, atât pentru un consilier municipal, cât și pentru un primar, să ai, domn Gonța, capacitatea asta de a vedea binele public, de a vedea interesul public, de a putea și de a vrea să vezi. Pentru că în politica moldovenească este foarte și foarte ușor să te înglozi în interese meschine și să te pape interesele de grup. Și atunci s-a dus dracului interesul public și continuăm să ne mișcăm în jos, în glod, păduchi de bandadă, gunoi și așa mai departe. Valeriu Munteanu are în spate un partid, dar are și experiență de administrație locală. Și un ministru încă a fost. Eu nu știu. Așa. Năstase are la fel partid. Dumneavoastră, chiar dacă aveți în spate un partid, el e slăbuț cu ratingul din cauza problemelor cu legea care le are Renato Osat. Haideți, dați-mi voie să vă contrazic și aici. Vă rog. Și aici chiar o fac cu tărie. Eu reprezint un partid, despre rating nu știu, cred că este și firesc să monitorizați sondajele care se fac și sunt făcute. Te face referire la ultimul. Nu, deci unul comandat și plătit de Plahotniuc, clar că știți cum, nici nu este serios. Dacă vezi cine l-a comandat și cine l-a plăcut, cine l-a plătit, deci cifrele nici nu merită să le discutăm, pentru că GBC-ul și Dodon, când fac sondaje, le plătesc, le fac cu un singur scop, de a manipula. În engleză este o frază foarte bună, a spune minciuni prin cifre. Da. Asta este rostul politic al sondajelor de foarte, foarte și multe ori. Vis-a-vis de ratingul partidului nostru, eu pot să vă răspund cu o întrebare. Dacă ratingul este în scădere, dacă nu este atât de înalt ca altor partide, întrebarea este de ce regimul și se alătură și Dodon tot bate, dar bate foarte dur în partid, lider. Noi am trecut luna ianuarie pentru un calvar fără precedent în istoria recentă a Republicii Moldova, unde 20 de consilieri au intrat pentru 5 zile în greva foamei, ca răspuns la valul acesta de teroare și besprădel din partea
regimului care vrea cu orice scop să distrugă majoritatea democratică alesă de către cetățeni în alegerile din 2015. Deci, dacă suntem un partid cu rating nu prea mare, întrebarea mea, de ce continuă regimul să bată, să bată dur și bătând, deja noi nu mai vorbim, domnul Gonța, de lipsa statului de drept sau de încălcarea drepturilor omului, așa cum e scris în manualele de politologie. Aici noi vorbim despre durere umană, tragedie umană, dramă umană, așa cum se comportă partidul. Deci, și iată când facem, de exemplu, proteste, vedeți acțiunile extrem de dure și violente ale exponenților forțelor de ordine vis-a-vis de membrii și simpatizanții partidului nostru. Dacă am fi slab, de ce bată noi atât de tare? Deci, pentru că partidul nostru are susținere, are nucleul ăsta format în mare parte datorită a lui Renato Usatăi, însă noi avem susținere populară, de aceea noi contăm, suntem semnificativi pe arena, n-am vrut să spun piața, pe arena politică și electorală în Republica Moldova. Dar propunerea lui Vladimir Plahotniuc, ce ține de candidat unic pe care îl vă susține, cum vă părut dumneavoastră mișcarea? Știți, dumneavoastră ați dat exemplu ăsta că Usatăi i-a chemat la boicot solidar și n-a răspuns nimeni. Iată, fiți atent, cât că ați urmărit la sigur domn Gonța, că cum au răspuns cei vizați la oferta domnului Plahotniuc cu candidatul unic. Numai cine nu l-a refuzat? Pe Plahotniuc, într-un mod categoric, este la Gabriel Garcia Marquez. Problema e că Vladimir Plahotniuc a știut răspunsul și tocmai de asta o va susține pe Silvia Radu. Știți, nu vă grăbiți cu Silvia Radu. Din câte cunosc eu, există multă nemulțumire chiar în la vârful Partidului Democrat vis-a-vis de prestația Silviei Radu la primărie Chișinău. Femeie foarte dură. Haideți, dacă vorbim despre Silvia Radu, în primul rând este ea singură a spus că este pusă la primărie de către grozavă oficial, însă este exponentul oficial al lui Vladimir Plahotniuc. Și dacă îmi vorbiți despre calitățile de manager a Silviei Radu, eu vă dau două exemple pe care dumneavoastră sunt sigur că le cunoașteți foarte bine, care demonstrează că numai manager Silvia Radu nu este. Prima ei ispravă a fost plantarea celor 21 de molizi în parcul de Andrarium ca să dreagă busuiocul cu gafa care a comis-o tot ea cu bradul de Crăciun. Acești brazi s-au cumpărat din banii Spații Verzi, din banii municipali, 20 la număr, la un preț de aproape 900 de lei, da? Și s-au plantat în luna ianuarie pe un ger complet în parcul catedralei, într-o pepenieră. A 21-lea l-a cumpărat Silvia Radu din banii ei. Oamenii care se pricep, eu am fost acolo să mă documentez, spun că foarte puțin probabil că mulți se vor prinde. Asta este primul... Al doilea este, știți foarte bine, luna februarie, când doamna Silvia Radu, într-un weekend cu 27.000 de lei a banii municipali, a spălat niște străzi. Da. Și pe urmă, a doua zi, a plouat și fără bani s-au curățat străzile Chișinăului. Alte inițiative din partea Silviei Radu eu nu pot să le remarc, decât încercările astea politice de curățare a șefilor din primărie cu oameni loiali Partidului Democrat. Asta este cam tot. Dar eu vreau să văd, deci, talent de manager, în primul și primul rând, pentru că știți cum, când ești în postul celălalt, deci primul argument este că trebuie să fii gospodar. Da? Așa. Deci trebuie să considerați că doamna Silvia Radu putea să nu candideze din partea Partidului Democrat. Este foarte și foarte probabil, dacă noi ținem cont, cel puțin în emisiunea noastră, de teoria șocului fără terapie. PD-ul nu poate să meargă așa pur și simplu în campanie. Ceva trebuie să aibă. PD-ul poate să susțină liber candidatul care n-ar fi el al socialiștilor. Însă, dacă vorbim puțin de socialiști, eu vreau să vă declar... Vreau să vă întreb. Eu vreau să vă declar, să vă comunic următoarele. Eu nu cred și sunt convins că socialiștii își doresc victoria vor să câștige postul prin alegeri. Asta e teoria conspirației.
Nu, haideți să vă explic. Eu vă spun, dați-mi voie vă rog, să vă explic. Da, ce scuze. Nu este teoria conspirației. Vreau chiar vreau să vă conving. Pentru că asta înseamnă foarte multă responsabilitate. Așa. Socialiștii au locușorul ăsta și rolul ăsta comod în Consiliul Municipal, unde poți critica, poți veni cu proiecte, cu propuneri, numai nu responsabilitatea de primar. Fiți atent. Dumneavoastră, spuneți-mi acum, la momentul actual, dați-mi un exemplu de primar socialist care s-a remarcat în gestionarea unui sat sau oraș cu ceva. Dăm gălță. Chiar vă rog, dumneavoastră cunoașteți foarte, foarte bine realitatea moldovnească. Deja eu vă dau o întrebare, dacă se poate. Eu sunt sigur că sunt așa primari. Dar primarii la nivel local, domn Gonța, se remarcă prin ceva. De ce? Pentru că primarii, noi avem primari, este omul care, într-adevăr, zi de zi, rezolvă problemele cotidiene ale cetățenilor. Fie că mătură o stradă, curăță arborii, verifică laptele la grădiniță. La nivel parlamentar, acolo, într-adevăr, se vorbește geopolitic, lingvistic, despre unire, sunt țapă, prostește. Și asta este. Deci, da, primarul trebuie să ai și dorință și capacitate de a rezolva cu bani puțini. Și eu în ce bani uite? Cu bani puțini. Eu nu vorbesc despre candidat concret. Eu vorbesc despre realitatea PSRM-ului și nedorința, de fapt, în a lua prin alegere această funcție, cu atât mai mult că noi vorbim doar despre calitatea de primar pentru un an de zile. Corect? Pentru că în 2019 noi avem alegeri ordinare, locale, în Republica Moldova. Și ar fi postul ăsta pentru un an de zile. Într-o realitate, realitatea fiind următoarea, șefii de întreprinderi fiind deja oamenii PD-ului, și asta ar fi, este un, o pârghie reală de control a municipalității, și doi, este un Consiliu Municipal care trebuie să ai enorme capacități de comunicare, de comunicare, ca să-i convingi să prezinți proiecte. Eu vreau să vă spun că un an în urmă am fost președintele ședinței Consiliului Municipal, unde discutam bugetul. Și poate că nu este modest, dar vreau să vă spun asta și telespectatorilor, este, imaginele sunt pe Prevesc. Eu am reușit pentru o oră de vreme să-l aduc pe Dorin Chirtoacă la ședință. Să putem, pentru preț de 40-45 de minute, să discutăm strict pe chestiuni orășenești. După ce s-au aprins flăcările cu săgeți geopolitice, lingvistice și de unire, și Dorin Chirtoacă s-a sculat și s-a dus. Dar mie mi s-a părut normal, pentru că la Viena sau la Strasburg, atunci când se discută cel puțin bugetul sau chestiuni de importanță majoră pentru urbe, primarul este prezent în Consiliul Local și acolo se răspunde la întrebări, acolo primarul și primăria, echipa sa, convinge Consiliul Local și astfel ne mișcăm înainte. Asta este și viziunea mea. Din 2015, de când sunt consilier, iată, am reușit odată să, când eram președinte de ședință, să-l insist să vină și Chirtoacă. De când este pusă Silvia Radu, de pe 6 noiembrie 2017, încă nu a venit, ea personal nu are curajul sau nu are pregătirea să vină la o ședință. Noi clar că suntem oameni culți, putem pune ghionturile și săgețele la o parte și discuta, de exemplu, ieri a apărut subiectul cu autobuse noi. Da? Până vine ea, domnul Cașu, vă rog frumos, dumneavoastră discutați acolo cu ce bani și cu socialiștii. Eu în ce bani va candida din partea socialiștilor? Eu nu știu, eu comunic cu toți. Nu știu, că duminică vor anunța cine. Eu, domnul Gonța, eu comunic cu toți, eu numai nu întreb, nu mă interesează cine și ce candidat are. Eu, de exemplu, ieri este un proiect al socialiștilor care ține tot de autobuse, că să asamblăm autobuse la Chișinău. Mine mă interesa dacă parcul urban de autobuse are baza tehnică ca să aducem bucăți din Minsk și să asamblăm. Iată, de genul ăsta întrebări am eu la colegii mei din Consiliul Municipal. Eu nu discut... Vă spun, eu nu are bază tehnică. Nu, eu știu că eu am fost acolo.
Nu este. Și este o prostie să investim, fiți atent, să investim bani din bugetul municipal, să creăm bază tehnică, să aducem bucăți de Minsk și să facem... Eu știți cum, nu știu, des circulați cu transportul public. Circulați. Deci da. Este un troleu pe ruta 22, așa mai sexy, mai spalat, elegant. Da. Mai sexy, mai elegant decât este el, așa rotunjor, frumos. Și era luna iulie, sfârșit de iulie, cald afară, domnul Gonța. Și eu am intrat, am rămas plăcut surprins. La stația Sala de Orgă, lângă Teatrul Eminescu. Uh-huh. Este aer condiționat. Eu am rămas surprins și răbijor, m-am dus anul cu 2017. Telefon. Poftim? Anul 2017. Noi ne mirăm când transportul public este aer. Nu, dar dați să vă spun că este important. Eu eram mirat, corect. Eram mirat. Și am alergat răbde la șofer să văd unde e minunea asta de aer condiționat, domn Gonța. Și eram cu mobilul gata deschis ca să fac să împărtăș pe Facebook bucuria cu chișinăuienii. Când am căscat eu ochii în sus, bandura aceea era fixată de podul cabinii șoferului. Jos stătea un lighean cu apă, lângă lighean două cărbini. Nu râdeți, vă rog. Asta este. Și bucuria mea era că eu mă uit la șofer, șoferul m-a văzut și când a început să folosească cuvinte mai diocheate, că el, domnule, se chinuie într-adevăr și stă în băltoașe cât lucrează pe rută, dar eu am venit aici, gen să fac fotografii și filmulețe. Pe urmă, am stat eu de vorbă cu omul care gestionează o mașină cu aer condiționat. El îmi spune, iată domnul Cașu și înseamnă să asamblez troleibusă la Chișinău. Domnule, atunci când ai uzină, când este tot procesul ăsta bine pus la punct, atunci faci un produs, un lucru. Și atunci când le lichești și poate unele se fac și într-un garaj la Băcioi, domn Gonță. Iată care este, noi ne-am dus un pic într-o parte și vorbeam despre ideea asta de a asambla autobuse. Dar știți, eu nu o fac pe inginerul în mașină stroienie sau nu știu ce, dar sunt niște elemente care sunt niște etape ale procesului de asamblare ce ține de... Haideți că o fac deja pe cunoscătorul și nu sunt. Adică trebuie să fie acest proces profesionist de producție ca să ai un produs calitativ la final. Domnul Cașu, noi duminică aflăm cine este candidat socialist și până săptămâna viitoare mai aflăm încă vreo doi candidați și mergem în campania electorală dacă Parlamentul dă voie. Haideți să mergem la Bălți. Ce se întâmplă la Bălți? Pentru că ieri au fost niște anunțuri care au fost dezmințite ulterior, după care comentarii de la membrii formațiunii, liderii formațiunii dumneavoastră. Deci fostul viceprimar Șeremet, care a fost membru de partid, dacă nu greșesc, care nu mai este nici viceprimar și nici membru de partid. Nu mai este coleg de echipă. Eu aș așa folosi formula asta. Are rost să vă întreb de ce nu mai este nici viceprimar și nici membru al echipei? Nu, au fost atâtea discuții, eu chiar nu vreau să comentez, dar dumneavoastră duceți la... Unde trebuie. Unde trebuie. El n-a fost reținut ieri. El a fost audiat pentru niște scheme ilegale potrivit procurorilor anticorupție care au avut loc în timp ce domnul Șeremet era viceprimar. Uitați-vă, ceea ce pot spune eu aici în emisiunea noastră este că Renato Usatui, plasând acel anunț despre reținerea lui Igor Șeremet și cu ce scop ar fi fost reținut, a încălcit, a stricat planurile procurorilor regimului. În final, Igor Șeremet nu a fost reținut. Însă, noi am, Renato, alți colegi de-ai mei, au avut această informație despre aterizarea desantului de procurori sau ofițeri anticorupție la domiciliul lui Igor Șeremet, de la rudele, de la soție, care în acel moment, omenește, pentru că am fost colegi de echipă, ne-au cerut ajutor. Deci, noi am trecut prin percheziții, prin dezmăți, bespredel. Și în situațiile astea, domnul Gonța, clar că omenește, apelezi la cineva, atunci când ți-e frică. Sunt niște situații greu de descris, probabil. Eu am fost martor la astfel de situații și vă spun că clar că cere ajutorul, omenește cuiva. Și iată, despre intenția de a-l reține pe Igor Șeremet am aflat
chiar de la soția. Domnul Șervent a zis că n-a fost el așa bine, interpretat. Dumneavoastră deja toată opinia publică a citit textul lui Igor Șervent pe Facebook și eu n-am ce comenta. Dumneavoastră m-ați întrebat, eu cred că punctual și foarte clar pentru telespectatori am explicat. Intenția era de a-l reține, dar despre planurile regimului de a-l arunca pe Igor Șeremet în bătălia electorală la Bălți, în calitate de independent sau candidat PDM, noi am aflat chiar de la ECEICA Partidului Democrat din Bălți. Asta nu o spun eu. Asta vreau să înțeleg. Nu, pentru nu spun ce eu sau democratul le-a trebuit cineva să candideze la Bălți din care a fost în echipa lui USAT? Auziți, deci haideți iarăși să facem referință la șoc fără terapie. Modul în care capul sau il padrino al Partidului Democrat judecă, planifică, combină, analizează. Deci trebuie să fii în pălăria lui ca să dai o explicație rezonabilă acestui caz. Eu vă spun, noi am aflat despre aceste planuri Șeremet independent sau Șeremet PDM de la organizația PDM, oamenii PDM-ului din Bălți. Domnul Cașu. Dar omenește, dumneavoastră, l-ați înțelege pe domnul Șeremet dacă ar candida independent, dar sub acoperirea democrației? Nu, știți cum, această întrebare nu trebuie să mi-o puneți mie, dar trebuie să vă imaginați pentru câteva clipe că ești un astfel de candidat și faci pe bune campanie pentru bălțeni. Cine candidează de la voi la Bălți? Deocamdată a fost un anunț public făcut de liderul partidului Renato Vâsatăi, actualul primar interimar, Nicolae Grigoriešin. Încă nu l-au reținut. Doamne, ferește. Nu, informații și uitați-vă, deci probleme Grigoriešin le are și le are foarte, foarte grave. Din anturajul GBC-ului i s-au transmis că va fi arestat înainte de a intra în campanie, după ce intră în campanie. Cel mai grav, deci sunt presiuni enorme pe familia lui Grigoriešin. I s-a spus că băiatul de 17 ani nu va da bacul dacă se implică în electorală și clar că se implică în calitate de candidat al partidului nostru. Deci sunt eu, știți cum, la Bălți acolo vorbim de genocid. Iată, ieri a fost un anunț a unui coleg din Consiliul Municipal, îi spune Oleg Șarec, el este antrenor de tenis de masă și el a fost în greva foamei, însă i-au intentat câteva dosare penale cei de la CNA în așa fel și l-au presat atât de tare că a depus ieri mandatul. Deci atunci când și ei presează în mare parte pe Șarec, i-au deschis lui dosare penale, dar în mare parte cum funcționează ăștia din CNA și din poliție, deci sunt presați membrii familiei și accentul se pune pe mame, surori și copii. Mesajul cu Bacu este, amenințarea cu Bacu este, oare și o altă colegă din Consiliul Municipal Bălți, partidul nostru, deci este doamnă, este mamă și copilul la fel trebuie să susțină Bacu. A spus că dacă nu ieși din partidul lui Usatăi, copilul nu va da Bacu. Și aici spun niște oameni direct trimiși de clădirea de pe, nu mai este pe Cantemir acum, modus operandi, este la Arminească 44, cred că de acolo se dau indicații și eu ce vorbesc? Ei nu mai sunt în albia legală și eu chiar am fost șocat de declarația noului șef a CNA-ului Bogdan Zobreanu când vorbind despre dezmățul subalternilor lui la Bălți, el a spus că totul se face conform normei legale. Aici a spus. Poftim? Aici a spus. Aici, da, corect. Aici la dumneavoastră a spus în studio. Deci a cincea zi, colegii mei au fost vizitați de o delegație a Ambasadei Statelor Unite și delegația Uniunii Europene și au discutat la direct cu consilierii și membrii familiilor lor. Acolo numai normă legală nu era, domnul Gonța. Eu înțeleg capacitățile, eu le știu capacitățile Partidului Democrat, eu tare sper că dumneavoastră exagerați și nu-i chiar așa
ceea ce ziceți. Exact, ceea ce am spus, dacă mi-amint. Eu am spus foarte multe lucruri aici la dumneavoastră. Da, eu mă refer la ceea ce se întâmplă la Balț. Bun, haideți un pic la parlamentare. Renato Osatu nu poate candida pe circumscripție, pentru că nu e prezent. Este expres această normă legală introdusă de Partidul Democrat, unde trebuie personal să te prezinți, să-ți depui setul de documente dacă vrei să candidezi în circumscripție. Uh-huh. Această normă nu este atât de expres stipulată când vorbim de liste de partid. Nu e atât de expres? Adică poate să fie și expres încă, dacă va fi tare necesar. Eu cred că eu am citit, m-am uitat și am discutat și cu experții. Eu nu sunt expert în codul electoral, în legislația electorală. Și nu vreau să deschid divulg unele secrete, pentru că sunt privit nu numai de SIS, Ministerul de Interne, dar și alții ne privesc acum, eu știu la cine mă refer. Deci nu vreau să... Întotdeauna cât de dure n-ar fi îngrădirile și limitările și pripoanele, hopurile regimului, dacă ai o minte creativă, poți analiza lucrurile, întotdeauna găsești o soluție. Iată, vreau să vă răspund în felul următor, privitor la participarea lui Renato Osatu în parlamentare. Bun, nu insist. Nu puteți, dar mai mult nu o să vă spun. Deci, de asta și n-am insist. Da. Sondajul de opinie despre care am făcut referire, ați spus că nu-l credeți, dar eu totuși vreau să vă anunț că acolo dumneavoastră sunteți creditați cu 3%. Ori pragul de 6%. Deci... Spuneți-mi, vă rog frumos, eu știu că recent partidele au primit sondaj de opinie de la americani. Eu am uitat cum se cheamă el. Nu, sunt două organizații americane care fac cât de cât, dar și aici o să vă explic cum fac americanii sondaj. Este NDI, care este asociat cu Partidul Democrat din Statele Unite, și IRI, International Republican Institute, este asociat cu Partidul Republican. Da? Deci este aceste think tank-uri ale principalilor partide. Trebuie să precizați care e Partid Democrat. Scuzați-mă. Să nu se leagă ăsta de la Chișinău. Scuzați, nu. Da, partid. Da, în care este Hillary și alții. Ei când publică sondaje și fac sondaje, oricum ei angajează companii de sondaje de pe loc care merg în teritoriu și colectează aceste date. Este principiul de cheie al științei despre colectarea datelor sau a sociologiei, pentru că este știința sociologică, arta această practică a sondajelor. Este un principiu cheie, domnul Gonța, dumneavoastră îl cunoașteți, numește principiul aleatoriu. Asta cum îți alegi respondenții. Și este o formulă, dacă tu respecti în totalitate această lege sociologică, este că intrați în satul Criva, raionul Briceni, da? Și acolo este o formulă care, în baza căreia tu, ca și colector de date, ajungi la respondent. Este stradă, este ziua de naștere, este foarte complicat, astfel ca să fie principiul aleatoriu. Mm-hmm. Altfel, dacă, de exemplu, tu ești, nu dau nume aici, nu dau nume de companii de sondaje, dar cum se fac sondajele? Intră într-o cafenea pe 31 august, sunt câțiva studenți din Organizația de Tineret a Partidului Democrat și pur și simplu ei completează aceste formulare. Deci asta înseamnă sondaj manipulatoriu care are un singur scop, să spui minciuni prin cifre, ceea ce v-am spus eu. Ce arată sondajele celelalte decât ale Partidului Democrat de la Chișinău? Eu nu am văzut recent, domn Gonța, eu personal nu am văzut recent un sondaj comandat nu de Plahotniuc sau Dodon, dar comandat de NDI și IRI. Recent eu n-am văzut astfel de sondaje. Poate dumneavoastră ați văzut. De ce? Eu nu vă pot spune. Important pentru noi este să muncim în continuare, pentru că scopul sondajelor
Plahododon sunt de a manipula opinia publică. Cum? Este foarte simplu, adică nu trebuie să te duci la Joseph Goebbels în anii 30. Deci este, le bagi oamenilor în cap că partidul ăsta scade și nu mai este semnificativ și iată, rămân ăștia și pentru ăștia dați-vă voturile, pentru că este sondaj. Și vedeți cât de intens, pentru că noi vorbim în sondaj de eșantion. Deci ultimul sondaj este 1099 de respondenți. Da, dar atunci când manipulezi, spui că iată atâția și întreaga țară crede că partidul X va lua majoritatea. Deci extinzi procentul exprimat de respondenți pentru anumit partid la scară largă întreaga Moldova și spui că iată, asta să iei atâta. Lumea să considerați că partidul nostru va ajunge în Parlament? Eu sunt convins. Dar mai mult decât convins că partidul nostru are șansă să... Dar dumneavoastră, dacă deja veți fi ales primar al municipiului Chișinău, veți candidați la funcție de deputat? Iată, este o întrebare foarte și foarte bună. Haideți să nu anticipăm lucrurile. Eu cred că legea permite. Însă, va trebui să aleg și chiar nu vreau să intru în exercițiul ăsta pentru că nu cred că este serios. În opinia mea, dacă îți ai anumite angajamente pentru, de exemplu, urba Chișinăului, eu cred că trebuie să rămâi devotat acelor angajamente, dar știu că în politică s-a mai practicat când cineva era locomotiva unui partid politic, lăsând Chișinău pentru 2-3 luni și pe urmă, deci o cedat locul în Parlament altcuiva. Eu nu știu care este acum, care este legislația, regulile de joc au fost schimbate, dar să le luăm unul câte unul, pentru că știți cum, de fapt, real, alegerile din Chișinău nu sunt realmente despre primar. Dacă vorbim din punct de vedere a prestație și rolului partidelor politici, este o repetiție, dacă vreți, foarte și foarte serioasă pentru altă bătălie electorală din toamnă sau din primăvara anului trecut. Deci privești lucrurile în situație în complexitate și o vezi ca atare, domnul Gonța. Domnul Cașu, dar care este poziția formațiunii dumneavoastră față de declarațiile tot mai multe și mai multe din ultima vreme ce țin declarații simbolice de unire cu România? Partidul nostru este un partid clar pro-Moldova. Deci noi pornim de la Constituție, de la stat suveran și aceste declarații, chiar dacă ele sunt, cum spuneți dumneavoastră, simbolice, oricum ele dezbină în continuare societatea moldovenească, ceea ce este un lucru foarte și foarte regretabil, pentru că problemele principale ale statului Republica Moldova nu sunt unirea, ele sunt țin de corupție la nivel înalt, este democrația electorală, democrația parlamentară cu grave probleme de sănătate, deci lipsa statului de drept, nefuncționarea legii, iată pe ce se concentrează și pentru ce pledează în primul și în primul rând partidul nostru. Deci, cei care sunt acum la putere, în opinia mea personală, de exemplu, ei folosesc acest, nu știu dacă este proiect, dar sentiment al unirii, pentru că noi vorbim de simbolism acum, nu vorbim pe bune, în scopuri politice, deci în loc să se concentreze pe economie, în loc să asaneze statul de drept, deci ei, unul flutură unirea, altul se face că luptă contra unirii și în felul respectiv ei nu fac altceva decât adună profit politic. Dar dumneavoastră, domnule Cașu, nu are nimic cu... pentru că dacă noi, de exemplu, m-ați întrebat nu despre declarații simbolice, dacă vorbim de unire, m-ați întrebat despre niște proiecte investiționale serioase și majore ale României în Republica Moldova, care eventual ar apropia foarte mult aceste două state, atunci ar fi altceva. Dar noi vorbim despre declarații simbolice, noi vorbim despre localități care sunt scindate. Lumea probabil și se bate pentru chestia asta. Jumătate de sat este pentru unire, jumătate de sat este contra unirii și toate bătăliile astea se întâmplă în drumuri până la gât în glot,
în lipsa trotuarelor, în școli care duc lipsă de lucruri elementare, în școli unde copiii, unele sate, continuă să meargă la WC-ul în fundul grădinii. Iată, sunt lucrurile. Și vedeți cum noi plasăm atenția în altă parte. Și asta se cheamă la fel manipulare. Când dezbatem atenția de la lucruri esențiale și ne axăm pe lucruri care nu sunt atât de importante, însă ele aduc foarte mult profit politic unora. Dar măcar pentru o clipă, în ultima vreme, v-ați gândit că aceste declarații și acest proces în general este un început al sfârșitului statului Republica Moldova? Nu m-am gândit, pentru că eu chiar cred în acest stat și în șansa acestui stat de a fi bazat pe valori democratice, pe stat de drept și pe un stat care, unde se respectă drepturile omului. Dar dumneavoastră salutați sau nu decizia președintelui Igor Dodon de a retrage cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu? Știți cum? Iarăși este un gest aducător de profit politic acestor doi actori. Și iarăși nu are nimic cu aceste trei valori invocate de către mine, pentru care pledează partidul nostru. Deci haideți, în loc să, nu știu, să reparăm parcul catedralei, să nu fie cu găuri, noi vorbim interminabil și în topul știrilor este merită sau nu Băsescu, ce a făcut Dodon, i-a luat, e bine sau nu. Și chestia asta dezbate atenția și energia noastră de la lucruri mult mai esențiale și importante pentru cetățenii. Noi încheiem emisiunea, eu n-am să vă întreb lucruri esențiale, pentru că nu mai reușim. Tocmai de asta vreau să vă întreb dacă sunteți de acord ca Băsescu să redobândească cetățenii Republicii Moldova. Eu să-l citesc pe Renato Usată și el a spus următorul lucru. A spus că Băsescu cel puțin este un actor sincer și dacă pledează pentru ceva, el pledează pentru unire, este clar intenția lui și este mult mai ușor să te bați cu un astfel de actor politic. Bine. Cred că ultima întrebare, probabil, decizia de a-și da demisia de onoare a domnului Tănase din funcția de ministru al justiției, frumoasă mișcare, da? Uitați-vă, deci Alexandru Tănase, cum, nu poți califica ca un gest, ca un comportament a unui politician european. Și vă spun de ce? Pentru că luni seara a fost pusă pe post la o televiziune. La Jurnal TV, putem să spunem. De ce? Da, la Jurnal TV, a doua zi a ieșit pe Facebook Tănase și a spus că sunt florișele. Ceva neserios, iar peste 24 de ore, peste noapte, își anunță demisia. Deci aici sunt probabil lucruri mai grave, pentru că am aflat despre legăturile lui Tănase în calitate de, eu știu, ministrul justiției, președintea Curții Constituționale, cu persoane dubioase, mai puțin dubioase și cred că, în opinia mea, bănuiesc eu că mai era ceva capital material compromisător, de aceea El Padrino, Plahotniuc, The Godfather, l-a convins, i-a sugerat lui Tănase să plece, pentru că sistemul ăsta GBC și stat capturat poate fi înțeles doar în termenii unei construcții mafiote. Adică Plahotniuc putea să-l convingă să rămână? Absolut. El a fost, în opinia mea, deci el a fost constrâns, impus să accepte acest post în cabinetul Filip și la fel convins, impus să plece atunci când... Aici sunt foarte multe necunoscute, eu nu cunosc, doar urmăresc atent ce aici se întâmplă și m-am expus și pe Facebook chiar sâmbătă. Eram la Piața Centrală când am aflat despre breaking news și imediat am reacționat că pleacă duminică uitând de reforme. Doar el a promis foarte multe reforme și a manifestat în asta și nemulțumirea de prestația predecesorului, care, de fapt, acest cibotar a fost lăudat și ridicat în slăvi de PD, ce a făcut el în sectorul justiției timp de nu știu câți ani a fost ministru. Domnul Cașu, cine exagerează? Președintele Dodon prin fapt că respinge legi și miniștri propuși de către guvern? Sau totuși guvernarea, prin faptul că îl suspendă atât de des? Este un joc bine coordonat în beneficiu acestor doi actori, Plahotniuc și Dodon, pentru că dacă, de exemplu, ar fi sincer Plahotniuc, atunci PD-ul l-ar
iar declanșa procedura de impeachment a lui Dodon. Mm. Da? Dar fiți atent că, deci, suspendându-l, îi face o favoare politică lui Dodon, pentru că el se spală pe mâini în ceea ce privește numirile controversate de mult de vedere politic, cum ar fi Sturza, da, la apărare, sau cum ar fi Gaboriș sau Leancă. Ați observat când a făcut această tusovcă Candu la Leo Grand cu conferința interparlamentară cu The Atlantic Council, foști ambasadori, deci subit a plecat în Germania Dodon. Da? Deci el nu are nimic de a face cu evenimentele organizate de partenerul lui politic, care deci țin profund de geopolitică. Mai a fost într-o zi când ningea tare mult și prim-ministru României Veronica Vasilica, am uitat familia, a venit cu un avion militar și atunci subit a plecat din Chișinău la Ocnița și... Dăncilă. Cum? Dăncilă. Da, doamna Dăncilă, scuzați, Viorica Vasilica. Deci, în momentul ăsta pleacă și Dodon. Deci, acest este un joc bine coordonat, bine sincronizat între doi actori care domină scena politică și au un singur interes, doar ar stoarce din aceste acțiuni profit politic la maximum. Eu vă doresc, dumneavoastră, să stoarceți profit la maximum din campania electorală locală care vine. Vă doresc succes în acest scrutin. Eu vă mulțumesc, domnule Cașu, tare frumos că ați fost la noi la emisiune. Noi o să ne mai revedem aici, pentru că campaniile abia încep. Avem localele astea, avem parlamentare la toamnă, la anul avem locale, în 2020 avem prezidențiale. Poate și mai devreme, să sperăm. Da. nu, sperați voi, da. Și deci o să avem încă multe, multe ocazii. Nu, dar vă mulțumesc și să aveți o seară cât mai calmă. Și eu vă mulțumesc pentru discuție. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi, emisiune importantă, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.